Polițiștii rutieri au lăsat fără permis 22 de șoferi în două zile, în cadrul operațiunii SPEED, care s-a desfășurat în weekend pe întreg teritoriul țării. Polițiștii rutieri au constatat 5 tipuri de infracțiuni la regimul circulației rutiere și au aplicat 454 de sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate 202 sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitei legale de viteză și 242 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii rutieri au reținut 22 de permise de conducere, 5 dintre acestea pentru depășirea limitei legale de viteză. Au retras totodată 13 certificate de înmatriculare. Acțiunea s-a derulat prin utilizarea echipamentelor de supraveghere video a traficului rutier și de măsurarea vitezei de deplasare autovehiculelor amplasate în sistem cascadă.